Au apărut informații bombă despre Gabriel, concurent al sezonului 10 Mireasa. Grupul Viperele Vesele a postat asta. Gabriel este descris de apropiați ca un băiat bun, dar distrus de consumul de substanțe interzise. În România se pare că obișnuia să consume iarbă și legale, în Germania heroină. A urmat și urmează tratamente de specialitate, în lipsa cărora ar deveni extrem de violent, în special susțin apropiații dacă lipsa tratamentului ar fi asociată și cu consumul de alcool. În vara lui 2023, într-o zi de vineri, a ajuns internat într-un spital de psihiatrie după ce și-ar fi desfigurat în bătaie mama. La final e și o fotografie, unde e prezentat într-un articol o poză cu aceasta aflată în ambulanță după eveniment. Tot apropiații lui Gabriel susțin că mama, intenționând în a-l proteja, ar fi încercat să obțină pe numele fiului un certificat de handicap. Vom vedea dacă aceste informații vor ajunge și la cei de la emisiune, și la concurent. Să vedem ce are de spus în legătură cu aceste acuzații.